La câteva luni după stingerea din viața mamei sale, Oana Roman face noi declarații despre tatăl său, ex-premier al României, Petre Roman. Vedeta a dat pe față unele detalii din viața intimă a părinților săi, care îl pun într-o lumină proastă pe fostul politician. Fiica regretată Mioara și a lui Petre a declarat că a absolvit una dintre cele mai grele și prestigioase universități din lume, astfel că tatăl său nu ar fi avut niciun motiv să fie dezamăgit și să rupă relația cu ea. A precizat că atunci când a întâmpinat greutăți, tatăl său a chemat-o acasă. Mă amuză teribil când văd că alții mă acuză că tatea mi-a obținut toate locurile de muncă și că el a fost în spatele tuturor lucrurilor pe care le-am făcut. Nici nu știe tot ce am făcut, pe unde am fost. Am avut momente în care am avut nevoie de sprijinul lui și m-a refuzat categoric, a declarat Oana Roman. Petre Roman nu ar fi fost în spatele niciunui succes pe care fiica sa l-a atins în viață. Fostului prim-ministru i s-a reproșat de către aceasta că nu a luat atitudine niciodată pentru a o apăra, nici măcar când a fost umilită și jignită de cei din jur. Despre noua familie a tatălui său, vedeta nu a avut de spus prea multe cuvinte. Oana a spus că nu vrea să se întâlnească niciodată cu actuala parteneră de viață a lui Petre Roman și că nici nu dorește vreo discuție cu aceasta, fiindcă nu au ce să își spună. Fiica fostului prim-ministru al României se consideră astăzi responsabilă pentru soarta mamei sale. Totodată consideră că a fost lăsată pe pământ singură după stingerea din viața Mioarei Roman cu povara relației distruse cu tatăl său.